Am revenit la canapea, prieteni, și în studioul nostru este Diana Grigor. Dă-mi voie să zic tânăra interpretă Diana Grigor. Și nu pentru că ești de puțini ani pe scenă, dar pentru că astăzi arăți ca o copiliță. Da. Nu pot să nu te complimentez chiar de la începutul emisiunii. Ce mai faci? Bună și bine v-am găsit. Sunt pentru prima oară la voi. Strec direct la întrebări. Așa, îndrăzneț, cum este firea mea. Deci vedete fără secrete. Da. Să înțeleg că trebuie să-mi zic secretele. Trebuie astăzi, să juri, da? Că spui adevărul și numai adevărul. Dăm la început. Biblia. Da. Păi așa era obiceiul, de astăzi am lăsat-o acasă. Ia uite, tu ai lansat piesa, ai lansat videoclip nu de mult și acum ai luat o mică pauză și ai cam relaxat. Da, așa. Să zic așa. Și acum nu zic când, nu zic unde și nu zic cum și cu cine te-am văzut, dar să ne spui tu cu cine te prindem așa în ultima vreme cam des. Că te-ai cam lăsat de muzică și ți-ai luat vacanță, văd că. Nu neapărat pot să zic că m-am lăsat de muzică. Anul acesta am lansat două melodii. Glumesc că văd pe Facebook, ești mereu la evenimente, invitată, și, absolut. Da, bine că acum s-a început perioada cu multe evenimente și nu am timp să intru în studio. Mai și am și un iubit și petrec mult timp cu el. Iubitul e nou? Sau iubitul vechi, dar abia acum a fost scos în lume, sau cum? Păi nici nu-i nou, nici nu-i vechi, acum... E așa cum trebuie să fie. E așa cum trebuie să fie și deja m-ai văzut și la eveniment cu el. Da, ei vezi că te-am prins, dar nu te-am întrebat așa direct, te-am întrebat că dacă nu vrei să-mi răspunzi, poți să o colești. Suntem noi la vedeci fără secrete, dar nu chiar suntem obraznici. Deci, să înțeleg că acum e vară, acum e soare, acum e mare, iubit este, unde mergem vara asta? Nu știu, îmi doresc și eu foarte mult să merg la mare, dar încă nu mi-am planificat vacanța. De obicei, când nu eram în relație, repede îmi organizam eu vacanța. Adică cum? Când aveai un timp, un anumit timp liber, ai plecat la mare fără nicio problemă, dar acum dacă sunt într-o relație, trebuie să am și eu timp liber și el și să coordonăm oarecum împreună. Toate momentele acestea? Toate aceste momente, sper că de curând. Dar nu v-ați gândit destinația? Încă nu. Bun, dacă nu te-ai gândit la, că te-am luat așa repede, dacă nu te-ai gândit la relație, la locație, la destinație, unde mergi vara asta cu iubitul tău, te-ai gândit la piese noi pentru vara asta sau la ceva, da, altceva noutăți în domeniul muzical? Neapărat o să lansez și eu o melodie vara asta, serios? Măcar una, da, și poate și un video vedem, deja cum mă ajută Dumnezeu. Pentru că tot timpul când zic că o să lansez, nu-mi iese, știi? De ce? Nu știu de ce. Așa că mai bine tac și vin la vedete fără secrete cu o melodie nouă. Da, să știi că te așteptăm oricând cu mare, mare drag. Mersi mult. Afară de, iată, piesa asta nouă, care zici tu că o să iasă neapărat vara asta, de vacanța, care încă nu-i planificată, dar oricum cred că reușești să-ți faci vacanță, nu? Cu siguranță. De exemplu, vezi să nu pățești ca mine. Că acum îți spun foarte serios că vara trecută n-am fost la mare decât 4 zile. Că n-am apucat să-mi planific din timp, știi? Dăniță, și la un moment dat am urcat în mașină. Ești un om fericit, pentru că sunt alții care în general, care n-au văzut marea cu ani, așa că... De exemplu, eu în anul celălalt n-am apucat să mă duc din cauza lucrurilor pe care le-am avut de făcut, n-am apucat să mă duc la mare, efectiv. Dar anul trecut și cum a fost? Deci m-am trezit într-o dimineață și am zis, băi, dacă nu mă duc acum, nu mai am când. Și am urcat în mașină, fără niciun lucru, fără niciun fel de bagaj. Efectiv, am urcat în mașină și mi-am luat tot ce am nevoie, niște lucruri elementare, așa, păi, de la plajă. Vacanțele, înțelegi? Spontane sunt cele mai bune, eu, după propria experiență pot să spun, pentru că când așa e o plecare spontană, e și mai interesant, nu știu cum, dar când îți planifici cu 3-4 luni din timp, deci trec astea 3-4 luni, nu știu cum, parcă foarte greu. Parcă de mai fost, de mai da, plictisit da, de chestia. Așa că e mai frumos spontan să mergi. În orice caz, să știi că după ce vă duceți voi spontan unde vă duceți, să veniți, că să avem poze, să ne uităm ce ați făcut acolo, cum ați făcut. Cu mare drag. Important să mergem cât mai curând. Iată, o așteptăm să veniți cu poze și impresii noi din călătoria voastră. Ce vise neîmplinite mai are? Că aici vreau să ajung, că ziceam că, uite, piesa trebuie să o faci, vacanța trebuie să o petreci, că n-ai cum să nu-ți faci o mică vacanță. Ce alte vise neîmplinite mai are această fată, tânără și frumoasă și fericită? Eu cred în vise și cred în puterea cuvântului și sunt sigură că o să mi se îndeplinească, dar nu o să spun toate visele mele. Dar spune măcar 1-2 și ai visat noapte, hai, spune măcar ceva. Nu știu ce am visat, n-am visat nimic. Dar ce-ți dorești? De afară de... Sau tu ai totul? Sau ce să înțeleg? Deci iubitare, oameni buni, în vacanță se duce, chiar dacă ne-ai planificat, piesă face, la evenimente este invitat, solicitat, mereu activă, mereu înfloritare. Ce altceva poți să mai dorești? Nu știu, nu copii?
Păi și normal că îmi doresc o familie, dar deja să vedem când o să dea Dumnezeu. Dar pot să mă declar o persoană fericită pentru că ar fi păcat și l-aș enerva pe Dumnezeu să fiu nemulțumită. Pentru că tot timpul când dăm mâinile în jos și ne gândim că poate ceva nu avem, trebuie să ne gândim și să mulțumim Domnului pentru ce avem, pentru că alții, din păcate, nu au lucrurile astea. Da, absolut de acord. Mai ales atât timp cât avem sănătate și avem mâini, avem picioare, putem, da, să, putem să le facem pe toate. Deci da, nu să ne zici despre visurile tale. Nu. Da. Eu prefer să... Să le împlinești și apoi să le povestești. Apoi să le povestesc, da. Ce frumos. Dar mireasă te vezi? Nu știu. Eu nu am fost una dintre fetele care, de exemplu, eu am prietene care... cel mai important pas în viață, cel mai important lucru pe care ele poate să-l facă, asta se căsătorească, să îmbrace rochie de mireasă. Așa. Pentru mine nu, deci cea mai mare realizare ar fi pentru unele femei căsătoria. Dar pentru mine nu este așa. Eu vreau să mă... pe plan profesional să mă dezvolt și după aia facem și familie. Deci, nu mă grăbesc deocamdată. Deci femeile care sunt artiste, femeile care sunt în scenă au cu totul altă viziune despre, viață și despre căsnicie. Cred că chestiile astea poți să le reușești și mai târziu, nu cum undeva societatea te impune că uite toată lumea până la 25 de ani trebuie să te căsătorești, trebuie să faci copii. Eu am depășit de mult, eu am 28 deja. Nu este adevărat. Apropo, tu câți ani ai? Eu am 25. Gata, ai întârziat. Gata, sunt foarte bătrână. Așa cum a zis mama că înainte fetele dacă nu se căsătoreau până la 25 de ani deja erau fete bătrâne. Dar eu nu sunt de părerea asta, eu gândesc un pic altfel sau că am călătorit foarte mult și mentalitatea mea este cu totul și cu totul altfel. Adică mai bine să ai undeva 30 de ani, să faci un copil deja, să știi cum vrei să-l educi. Chestiile astea un pic le văd altfel. Adică ai în vedere ca să fii mai conștient de toate. Mai conștientă, mai matură lucrurile. Și cred că la vârsta aia poți să-i educi copilul și altfel. Dar fetele care fac copil la 20 de ani, ele singure sunt copii. Copii, adică, nu știu, e bine să faci copii, dar eu gândesc că totuși mai târziu ești mai, mai cu scaun la cap, adică ai putea să-l înveți pe copilul mai, să-l educi mai bine. Să știi că eu împărtășesc această idee cu tine, nu știu, oricând nevoia mă impune că am depășit deja și eu vârsta și n-am ce să zic altceva, dar mai lăsând gluma la o parte, dintotdeauna am gândit așa, că vine un moment potrivit în care simți că uite, ești capabil deja să ești faci gata față să faci pasul ăsta, dar acestei situații. Este un pas, eu nu mi-aș dori să mă căsătoresc și apoi să divorțez, eu vreau să mă căsătoresc odată pentru... și pentru toată viața. Dacă vreți să știți, dragi telespectatori, noi cu Diana anul trecut a fost vârnicele la nuntă, la nunta colegii noastre, Mariana Mihaela, așa că noi suntem încă tineri și încă cu... Da, noi încă putem să fim încă vreo 5 ani liberi, vârnicele. Dar putem să mai și vreo 5 ani, vârnicele? Puteți să ne chemați, noi... Dar cine are nevoie de vârnicele vesele? Facem atmosferă! Dar cine are nevoie de vârnicele vesele frumoase, talentate, poftim, apelați. Da. Draga mea, timpul s-a scurs repede, te aștept și altă dată, dar acum mare o să te rog să ne cânti. Am vorbit despre toate cât puțin, atâta cât am apucat. Să ne mai zici ce ai ales să ne cânti astăzi și scena ți-a aparține. O să cânt piesa pe care am lansat-o vara trecută, controversată piesă, Cheamă și cheamă iar, care a avut un videoclip interesant. Și o să cânt pentru că n-am mai cântat-o la voi. Te invit să mergi în scenă chiar acum, merg. Ne chem și să ne chem iar Diana Grigor, dragi prieteni, în scena platoului nostru. Vedete fără să cânte.
jumătate, nu știu tu, eu credez. Văd la întâmplare, ani în calendare, nici nu te mai visez. Nu mai am iluzii, nu mai trag concluzii, toate s-au terminat. Aș vrea din nou la tine, spune-mi oare m-ai uitat? Și nu există granițe între noi, cât aș vrea, aș vrea să te întorci iar înapoi. Nu, 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 eu încă nu te pot uita. Din nou aceară inima în zadar, mă cheamă și cheamă iar în lumea ta. Nu, eu încă nu mă pot opri. Eu încă nu.